Am avut aici o cameră în cămin, am vândut-o și am cumpărat o casă la comunal. Și soția o da bani înainte la mafia de la comunal, la trei doamne care au vândut casa și ea și la... Și acolo alături au mai rămas o cățică de pământ. Și ce am pățit noi până la urmă? S-o da bani înainte, a rămas fără jumătate de grădină. Mafia de la comunat o dată în judecată care au luat, ne-au vândut nouă, ne-au vândut grădina și mai prima au vândut și la alții grădina și ce am pățit noi au luat și ne-au pus amendă 15.500 judecătoria de la comunat cu mafia de la judecătoria Curtea Supremă, împreună cu Curtea Supremă, împreună prima dosarul a trimis la Caculu, la mafia de la Caculu, mafia de la Caculu tot ne-a adăugat 5.000, s-au adunat 5.500. Și fără pământ a rămas, fără grădină și cu amen 5.500. De acum m-am îndoiet eu și nu fac, să nu mă ezghească la prostii, am luat și am achitat 5.500 aici. Mafia de la comunat, executorul judecătoresc aici de la comunat, Cârcic Serghei. Am mai chitat, am și martor, am mai chitat 5.500, eu zic că nu mai e treabă, mi-a dat hârtie la mână, eu zic hârtie la mână, vă arăt, hârtie la mână, este încă la Oleg. Și după asta, ei și fac și dregă, mai pun încă 10.000. Încă 10.000, afară de cele, am că mai chitat 5.500, am că mai chitat aici. Și ne-au pus încă 10.000. Și eu m-am gândit, uite. Ei mă provoacă pe mine, mă ridică la război. Eu vreau să spun prin hârtia asta, care eu am achitat și ei nu mai pus încă cu mafia de la, eu m-am adresat la poliție. Poliția l-a arestat pe Cârcic și l-a dus la procuror, la comunat și l-a eliberat. Și tot pe mine, după aceea l-a eliberat, ne-a pus nie amendă. L-a arestat pe Cârcic și ne-a pus amendă de 10.000. Doamne. Eu și vreau să, prin hârtie asta vreau să declar că eu de astăzi înainte nu mă mai spun legislații Poloniei Republicii Moldova. Asta mi-ară cu rău, eu le spun cu rău, eu nu mă mai spun la nimeni. Mă spun numai la unul Dumnezeu, dar eu cu diavolul, eu la Iuda nu mă spun. La Iuda, la legislația Republicii Moldova, eu nu mă mai spun. De astăzi înainte, eu nu mă mai spun. Și data e azi la noi. Data de 12. 12, da. De data de 12 eu nu mă mai spun la legislația Republicii Moldova. Că am motive, deși am sute de motive și sute de pricini am că să nu mă mai spun la legislația Republicii Moldova. Și vreau să spun prin asta că și am pățit eu în cazul ăsta, cred că eu nu știu dacă mai pățit cineva așa caz. Asta e din comun, nu e așa caz. Nu, eu n-am auzit încă așa caz. Ia, am achitat, iar am rămas fără pământ și fără și bani și tot mult și mult de 4 ani de zile o crescut. Țara de minuni și da, țara de minuni. Și eu legislația asta care e făcută, asta e legislația lui Iuda, a diavolului. Eu nu mai recunosc ștampile, eu nu mai recunosc semnături, nimic, nu mă spun la nimic. Nu mă spun numai la unul Dumnezeu. Și vreau să spun că și-am pățit cu aici cu judecătorul aici de la comunat. Executorul judecătoresc? Nu, chiar cu judecătorul cealaltă care, cum îi spune lui, Popovici Serghei. Popovici Serghei, în judecată, eu i-am explicat lui că trebuie să iei să învețe limba de stat. Ca să, a, de el nu știe limba? Da, ca să el pe mine să mă cerceteze sau eu să mă spun la cineva. Și el s-a provocat sau el s-a înervat și o luat și ne-a pus în ea. Am ajuns la 10.000 de lei, încă o dată. Și asta e până asta e. Interesant. Asta e cazul ăsta, asta e. Ea m-a adus la treaba asta, că eu să mă dau într-o parte la de la civilizație și să merg înainte și părinte și să nu mă, n-am frică în mine. Și eu mă dezic și naționalitate. Eu mă dezic din ziua de azi naționalitate. N-am naționalitate. Nu mă mai numesc moldovan, nu mă mai numesc, n-am naționalitate din ziua de azi, nu mă supun și n-am denumire la credință.
Legi, nu avem. Aici două. Aici două puse de Iuda. Cifra 13. Eu nu mă mai spun la cifra 13 și la cifra 6. Aici sunt cifrele a Rusiei, care ea, prin cifrele astea, au ocupat și au omorât Biserica Rusă în 1991. Sfințeau ostașii ruși și trimiteau în Transnistria și violau copii de 6 ani. Oho. Copii de 6 ani. Și asta noi trebuie să fim conștienți că asta nu e lege și nu e, nu, ea nu slujește la Domnul, dar slujește la diavol. Prin asta atrag lume, atrag populații la dânșă și îi cresc și cum am făcut cu Dodon. Ia că l-au crescut pe Dodon, trădător al pământului ăsta, și l-au crescut și îl manevrează ei. Ia că așa cresc rușii ostașii lor a diavolului. Vreau să arăt unii ne-au adăugat mafia de la Comrat, judecătoria și cu toată mafia de la Comrat și cu mafia de la Chișinău împreună. Procuratura și toată mafia, unii ne-au adăugat 6.600 și au mai adăugat încă 2.834. Și cred că comisionul lor iese la 10.000 și ceva a executorilor. Eu le-am explicat că eu nu pot să achit suma asta de bani, că eu e rușinos treaba asta. M-ați lipsit, ne-ați luat jumătate de grădină, odată v-am plătit 15.000 și 500 ceva am achitat, cu toate că ne-a fost dureros, foarte dureros ne-a fost treaba asta și mai achit și încă ne-au pus încă 10.000 și ceva. Uitați, 10.000 și ceva. Și nu știu, la așa se aduc treaba asta, dar cred că se aduc la răsturnarea Parlamentului Republicii Moldova. Asta aduc de tribunale. Da, asta cu Ienie, un tălhar de la judecător de la Cahulu. Ghenadi Ienie. Un tălhar. Uitați aici. Tot el ne-au adăugat încă 5.000. Mhm. Ghenadi Ienie, un tălhar, judecător, președintele judecătoriei de la Cahulu. Curtea de apel Cahulu. Ia ca și. Uitați-vă și pun eu ea. Ea mă încurc pe mine cu cineva, ea cred că eu am stat din gură sau a să merg cu mâinile în buzunar. Eu nu sunt așa la șuvă. Eu a să trebuiască să mă dau într-o parte și să încep a curăță gunoiul ăsta și pe Iuda să-l curăț, să-l distrugem pe Iuda de aici. Iuda e mare putere, șede în colonia Republicii Moldova. Iuda șede într-o putere foarte mare, e susținută de draconul de la Moscova. De cel mai mare dracon de la Moscova e susținută Iuda aici. Și ia că și pus, spun, asta e tot.